În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Și vor merge cei de-a dreapta la odihna cea veșnică, iar cei de-a stânga la osânda cea veșnică. Deci aici putem întâlni categoric în cuvintele Mântuitorului ce? Despărțirea întunericului de lumină, a răului de bine, a dreptilor de păcătoși și a oamenilor credincioși de cei necredincioși, pentru că implicit faptele au nevoie de credință. De aceea Mântuitorul, în momentul în care este solicitat ca un răspuns de scăpare: Doamne, dar unde te-am văzut noi pe tine? Chiar nu ține minte în ce loc erai când ne-ai cerut de mâncare, de băut și de îmbrăcat și că erai bolnav și aveai nevoie de ajutor. Și Mântuitorul chiar îi ironizează și le spune: întrucât n-ați făcut celor mai mici, mie nu mi-ați făcut. Deci iată ce simplu și explicit se poate sintetiza întreaga învățătură despre bine și rău. Dar intrând în amănuntul Evanghelilor, așa cum curg ele, cei care ați fost duminica trecută la biserică, ați văzut ce am întâlnit. Am întâlnit lumea ca un fiu risipitor plecat în cărarea cea pierdută a trăirilor, dacă vreți, hidoase și după voia noastră. Și am întâlnit lumea aceea care este în căutarea porcilor și a roșcovelor. Și dacă e să raportăm lucrul acesta spre lumea din afară, și noi suntem aceiași fii ai Tatălui, aceiași frați ai Fiului Risipitor, care întotdeauna avem tendința să spunem: dar ce destrăbălatul ăla, deci s-a împărtășit, dar cine e destrăbălatul ăla, de ce îi merge bine, dar cine e golanul ăla, de ce are bani, dar cine e borfașul ăla, de ce are avere. Deci și noi facem la fel, nu facem altfel decât a făcut fratele Fiului Risipitor. Și dacă sincronizăm ideea fratelui Fiului Risipitor, vom vedea că la un moment dat s-a simțit foarte ofensat, zicând stăpânului sau tatălui, care era de fapt Dumnezeu în parabola respectivă, zice: tată, dar eu sunt cu tine în toată vremea, ți-am îndeplinit toate dorințele, ți-am păzit toate poruncele și mie nu mi-ai dat măcar un miel vreodată să mă distrez cu semenii, cu prietenii. De unde rezultă că noi, cei care ne credem credincioși sau mergem la biserică, dorim întotdeauna ca o răsplată a acestei strădanii. Adică dacă citim la ceaslov, trebuie să fim apreciați. Dacă postim, trebuie să fim luați în seamă. Dacă suntem credincioși, trebuie să fim dați cu perea: vai, ce credincioși sunteți, vai, dar cine sunteți dumneavoastră? Sau avem cazuri de genul în care: cum, dar n-ați observat că sunt credincioasă? Sau n-ați observat că eu frecventez biserica? Deci lucruri care în conceptul Tatălui mi se adresează Fiului și spune: da, toate ale mele sunt ale tale. Deci nu înțelegi că pentru acestea toate n-ai nevoie de plata de jos de la oameni? Nu înțelegi că în conceptul acesta singurul care răsplătește este doar Dumnezeu? Și ce, care este răsplata celor drepți? Viața veșnică! Și care e răsplata lui Dumnezeu față de noi? Trupul și sângele Lui, pe care îl gustăm și îl mâncăm. Luați Duh Sfânt, le spune apostolul, și mergând învățați toată făptura. Adică ce să ne învețe? Să ne învețe cum să-L găsim pe Duhul Sfânt și cum să găsim mântuirea. Iar această mântuire despre care unii vorbesc așa doar ca să afle în treabă, nu este altceva decât o comunicare permanentă cu Dumnezeu prin cele șapte taine, dar este o comunicare permanentă cu Dumnezeu prin rugăciune. Și atunci, în momentul în care te-ai regăsit în Dumnezeu, țapul sau iedul pe care îl râvnea fratele fiului mai mare, a fiului risipitor, ce este de fapt? Ideea că dacă îi păcătuie și o leacă, las că nu-i chiar așa păcat, uite cu tare ce face, uite cu tare ce face. Și unde ne întoarcem? Ne întoarcem la prima Evanghelie,
în care cel din fața Sfântului Altar a spus: mulțumesc-ți, Doamne, că nu-s ca ceilalți. De ce v-am făcut introducerea până a intrat în fricoșata judecată? Ca să înțelegeți că uneori noi ne judecăm singuri, noi ne judecăm singuri, și aici când vorbesc că ne judecăm singuri, avem mai multe limbajuri. Avem limbajul trupului, care înseamnă ceea ce facem noi. Și proverbul popular îți spune așa: spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești. Dacă furi, ești tâlhar. Dacă curvești, ești curvar. Dacă bei, ești bețiv. Dacă fumezi, ești fumător. Dacă ești cretin, ești cu cretini. Adică știi să faci doar rău sau ești nebun. Mă rog, calități josnice. Dar în același timp, dacă tu același om ești în calitatea ta de om serios și spune: acesta este un om credincios, acesta este un om postitor, acesta este un om ordonat, acesta este un om sincer, acesta este un om de cuvânt, acesta este un om de calitate. Sau folosim noi termenul în societate: a, nu te încurca cu tare, că e de factură proastă. Ce înseamnă o factură proastă? Adică o stofă care nu dă verdictul vreunei calități legate de însușirile lui Dumnezeu, icoana lui Dumnezeu în noi. Și în felul acesta, vedem din acest limbaj că oamenii se scot singuri pe categorii și se așează în rândul ceteilor. Dacă vei merge în biserică, vei găsi credincioși, dacă vei merge în bordel, vei găsi desfrânați, pentru că titlul instituției dă și numele celui care e acolo, dacă vei merge în crâșmă, vei găsi bețivani, dacă vei merge la cazino, vei găsi golani. Dar de ce lucrul ăsta? Ca să înțelegi că faptele tale te judecă și îți fac icoana în fața dreptului judecător. Asta e unul. Apoi, limbajul sufletului. În ce constă limbajul sufletului? Vezi doi creștini. Nu știm care. Doi de aici, doi din altă biserică, doi din altă biserică, doi de pe fiecare stradă, doi de pe fiecare palier de bloc. Încep să fie prieteni. Să iubesc, să respecte, să ajute. Deodată invidia, discordia, mândria, mă rog, câte fumuri sunt în capul omului. Nu-i mai vezi, nu-i mai cunoști. Nu știu unde stă cu tare. A, nu știu, întrebați de altcineva. Cred că n-am auzit de numele ăsta. Dar de ce nu-ți arată unde stă celălalt? Ce-o mai fi făcând? Ce afacere o fi având? Ce-o fi învârtind? Uite, am auzit de cu tare, așa, așa. Nu știu, n-am auzit. De ce? Asta e limbajul din suflet, răutatea din interior, care nu se vede. Dar această răutate din interior se oglindește în ce? În mila sufletească. Milă voiesc și nu jertfă. Să-i faci bine lui, să-i faci aproape lui bine, ca și ție însuți. Și atunci, în momentul în care tu devii neutru, nepăsător, arogant, dezinteresant, nerecunoscător, automat, de fapt, ce pierzi? Pierzi încă una din calitățile lui Dumnezeu, care înseamnă bunătatea. Și atunci nu poți să fii bun ca Dumnezeu. Și n-ai cum să fii bun. Și de ce Dumnezeu e bun? Spune Sfânta Scriptură. Plouă și peste drepți și peste păcătoși. Soarele luminează și peste locuri curate și peste locuri necurate. Și de ce lucrul ăsta? Ca să ne arate Dumnezeu că înaintea Lui toți oamenii sunt deopotrivă. Deci vedeți ce simplu? Și atunci eu te întreb, dacă la vecinul tău care te dă cu pierea și te laudă, îi întinzi blidul cu pâine sau îl inviți la masa ta și servești cu el, poți să te compari cu ăla cu care îi trântești ușa în nas și nu, pe asta nu-l suport, e un mărlan, nu știu ce. Nu te lasă religia ortodoxă, spune taman invers. În dușmanul tău să arunci cu pâine, să te rogi pentru el, să-i grămădești pe cap cărbuni aprinși. De ce? Ca să-l faci din rău bun. Adică,
Dumnezeu să-i schimbe inima și uneori chiar părinții pustiei spuneau așa: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile dușmanului meu miluiește-mă pe mine păcătosul. Și Dumnezeu îi muia inima răufăcătorului. Deci iată încă un model. Și ăsta contravine cu ce din Evanghelia de astăzi. Am fost în temniță și nu m-ați cercetat. Care e acea temniță? E temnița sufletului din noi. Sufletul stă ca într-o temniță, în trupul de lut, plin de patim și orgolii, și spune biserica cântând: Scoate din temniță sufletul meu să se mărturisească numelui Tău, Doamne. Deci iată, până aici v-am arătat cam ce înseamnă icoana lui Dumnezeu în om. Pentru că, vedeți, aici în Evanghelia de astăzi ne întâlnim cu două imagini extraordinar de interesante. Veniți la mine, ca și cum îi știe de când lumea, și le spune: plecați de la mine că nu vă cunosc. Păi cum să nu mă cunoști, Doamne, dacă m-ai creat? Cum să nu mă cunoști dacă Tu mi-ai pus mintea în cap? Tu mi-ai pus sufletul în mine? Tu mi-ai pus înțelepciunea? Tu m-ai călăuzit și mi-ai dat ochii? Tu mi-ai pus urechile? Cum să nu mă știi? Și Mântuitorul chiar le insistă a doua oară și le spune: nu vă cunosc pre voi. De ce nu ne cunoaștem? Pentru că din clipa în care ne-am născut, atributul numărul unu al creștinului de la Sfântul Botez și îl fă pe el oaie cuvântătoare Hristosului tău și turmii tale, noi devenim ostașii lui Hristos prin apă și prin Duh. Iar totodată cu apa aceasta, pentru noi, prin nașul de botez, care nu-i numai cel care aruncă piștarii pe masă și îți pune o bolă în plic, ci este părintele tău spiritual, deci tu trebuie să înveți să crești ce? Icoana lui Dumnezeu din inima ta, icoana lui Dumnezeu din sufletul tău și icoana lui Dumnezeu din mintea ta. Deci pe Dumnezeu trebuie să-L cunoști cu sufletul, trebuie să-L cunoști cu inima și cu mintea. De ce? Când L-ai cunoscut cu inima, faci faptele sufletești, ceea ce o să discutăm imediat. Când L-ai cunoscut cu sufletul, vei fi întotdeauna un om bun. Și ați auzit, repetându-se în popor, o vorbă simplă și la îndemâna tuturor: are un suflet mare. Deci aceasta înseamnă că L-are pe Dumnezeu. Are un suflet mare. Sau zice că e un suflet bun. Sau du-te că te servește, zice. Știu eu, nu-i un om rău. Deci lucrurile astea demonstrează că tu comunici cu Dumnezeu. În momentul când este vorba de un Dumnezeu cunoscut și de imaginea Lui în mintea noastră, aici este vorba despre Dumnezeu cum îl percepe fiecare. Și știți cum îl percepe fiecare? De la grăuntul de muștar care a fost dat pildă în Sfânta Evanghelie, că dacă ai avea sămânța grăuntului de muștar ca credință, unitate de măsură, ai muta munții, până la celebra frază dogmatică: cel întreime slăvit, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, de ofințimea și treimea și unimea și toate celelalte termene, te întâlnești cu persoana simplă, necunoscătoare de teologie, care în momentul când ridică mâinile la Dumnezeu, Dumnezeu și coboară în inima lui și face locaș acolo și locuiește cu el, și casa lui, casa binecuvântării lui Dumnezeu, atât ca locuință, atât ca trup, atât ca suflet. Deci, ce se întâmplă? Simplitatea și cinstea și curăția sufletească te face să cunoști cele mai adâncuri, cele mai mari adâncuri teologice al lui Dumnezeu. Și se spune despre Siloan Atolitul, la el m-am gândit azi, el s-a făcut călugăr și s-a dus în Sfântul Munte, că auzi că cine merge în Sfântul Munte, toți merg în rai. Așa e o tradiție la călugări. Și s-a dus Sfântul Siloan, la vremea respectivă, Siloan simplu, un cetățean robust, sănătos, vrednic și dornic de mântuire, și starețul l-a văzut așa ca mare și a spus: tu ești bun la moară.
Și s-a dus și a stat acest Siloan 30 de ani într-o insulă a mănăstirii care avea mănăstirea Metoc, Moarar. Acolo lucra cu oameni care încărca saci, lucra cu oameni care descărca, cu oameni care măcina, cu oameni care duceau grâne, care transportau grâne, care secerau în are, care treierau. Deci nu era într-o chilie din aia cu geamul spre răsărit și cu fața spre biserică, cu candela aprinsă și cu miros de tămâie, dar se pare că starea și formarea lui sufletească era de așa natură că a început să discute cu Dumnezeu cam cum discutăm noi azi față către față. Și a început să-L cunoască pe Dumnezeu în adâncul lui. Spre bătrânețe, ca orice om care se apropie de pensie, sau, ca să spunem, de vârsta neputinței, a fost adus în mănăstire, la Rusicon, acolo, la mănăstirea lui de Matanie. Și a zis, părinte, de acum ai vremea să-ți faci tu pravila, canonul, să te rogi, să te închini, sfârșit creștinesc, vieții noastre la Domnul să cerem. Dar lucrând cu oamenii pe care i-a întâlnit de-a lungul vieții, cât a fost morar 30 de ani, a cunoscut pe unul cu o problemă, pe unul cu o problemă, pe unul cu o problemă, lui ăla i-a dat un sfat, lui ăla i-a dat un sfat. Și bineînțeles că printre călugării mănăstirii era ghidul, bibliotecarul, duhovnicul, oamenii cu greutatea ai conducerii mănăstirii, care erau oameni căutați și rămâneau foarte surprinși când venea câte un domn bine și așa și întreba, zice, da, părintele Siloan unde este? Da, ce treabă aveți voi cu morarul mănăstirii? Și atunci, într-o zi, un teolog luminat la minte, cercetând o dată, de două, de trei, de patru ori, și-a dat seama că aici e vorba de o lucrare a Duhului Sfânt. Și-a întrebat, dar ce treabă aveți cu Siloan? Și atunci acel om a dat un răspuns excepțional. Părinte, acest om spune lucruri mari în cuvinte simple și noi avem nevoie de treaba asta să ne mântuim. Păi și da, vă pot lămuri și eu, știu. Spuneți lucruri mari în cuvinte sofisticate și ne depășește mintea să înțelegem. Și adică, ce vreau eu să înțelegeți? Dumnezeu în mintea creștinului este ceea ce simți tu și trăiești, nu ceea ce citești și cauți prin articole teologice. Să n-ai impresia că dacă tu citești o carte de Părintele Dumitru Stăniloae, de mâine în jurul casei tale zboară îngeri. Sau dacă e o carte de Florovski sau alt teolog înalt, tu de mâine convorbești cu Dumnezeu și chiar plantați flori împreună. N-are nicio treabă. Simplitatea acelui călugăr de care v-am vorbit și cu simplitatea femeii care stătea odată în biserică și plângea că nu poate zice rugăciunea Tatăl nostru și preotul foarte ofuscat a spus, dar ți-o spun eu, Doamnă, că ce durează 3 minute, 3 clipe. Și i-a spus, Tatăl nostru care ești în cer, Sfințează Dumnezeu tău, împărăția ta, fac să-i băta precum în cer și pe pământ, exact cum ne rugăm noi când n-avem treabă. Și a zis, părinte, așa știu și eu să mă rog. Altceva tânjește sufletul meu. M-am pus de dimineață în genunchi la liturghie și când am spus Tatăl nostru care ești în cerul, s-au deschis bolțile cerului și am văzut tot scaunul Sfintei Triimi cu mii și miliarde de îngeri, cu milioane și sute de sfinți care cântă în jurul Sfintei Triimi, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, și m-a cuprins spaima și cu tremurul și de atunci plâng și nu mă pot opri, ce frumusețe e dincolo de noi. Și a zis preotul, cum așa? Păi asta, părinte, mă frământă. Și a zis preotul, apoi înseamnă că nici eu nu știu să mă rog. Deci, cam, de ce am vrut să vă aduc aici? Cam, cunoașterea lui Dumnezeu sau perceperea și simțirea lui Dumnezeu nu vine din sclifoseli, din ifose, din figurații, din impresii, din texte și din cuvinte frumos împestrițate. Nu. Vine din concreta trăire și cunoașterea lui Dumnezeu din sufletul tău. Și în momentul în care noi vorbim de suflet și vorbim de Dumnezeu, vorbim de două împărății distincte. Împărăția de sus și împărăția de jos.
Biserica luptătoare și biserica biruitoare. Vorbim de oamenii din împărăția lui Dumnezeu, pentru că pământul este împărăția lui Dumnezeu, că așa ne rugăm, precum în cer, așa și pe pământ. Este raiul pământesc. Iar dincolo, în rai, suntem în antecamera lui Dumnezeu, cum obișnuiesc teologii să spună frumos, adică locul pe care Apostolul Pavel l-a numit locașul oamenilor de casa lui Dumnezeu și cetățeni și împreună locuitori cu Dumnezeu, adică raiul. De ce v-am spus lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că în momentul în care vine sfârșitul sufletesc a unui om, deci oricare din noi am murit, aici se deschide din nou o altă istorie a lumii cu alte repere și cu alte principii. De obicei, dacă ne uităm la toate ritualurile și la toate cultele care sunt pe pământ, la tot ce se numește religie, vom vedea că fiecare are ceva specific în cultul morții lui. Asta depinde de tradiție și de ceea ce a inventat omul. Dar la Dumnezeu lucrurile nu stau așa. Dacă ai fi un creștin adevărat, deci dacă ai fi un creștin adevărat, ai lua măsura Sfântului Sisoie, care în momentul în care trebuia să treacă la cele veșnice, au venit draci la el și au zis așa, de ce te rogi, că ești sfânt? Și Sfântul Sisoie, să vedeți ce frumos a spus, mai am nevoie încă o clipă de mila lui Dumnezeu să pun început bun de pocăință faptelor mele din trup. Și el vorbea cu Dumnezeu. Și ce îi spune Dumnezeu când îi primește sufletul Sfântului Sisoie? Vino vasa la alegerii în brațele Creatorului și Stăpânului tău. Dar ce îi spune omului de rând Dumnezeu când vine la el? Te cunosc pe tine sau nu te cunosc pe tine? Vedeți, la noi se simplifică problema. N-am ajuns în acea măsură încât să fim numiți vase ale alegerii, vase ale Duhului Sfânt, vase ale înțelegerii dumnezeiești sau flori ale raiului. Ci ni se spune scurt, vă cunosc pe voi sau nu vă cunosc pe voi? Și acum o să analizăm puțin aceste două elemente. Poate vă așteptați să vă spun altceva azi la înfricoșata judecată. Ca să vă spun sincer, părerea mea despre înfricoșata judecată este una foarte simplă. Știți de ce va fi înfricoșată judecata? Nu pentru că vine, că ea oricum vine. Și dacă te calcă mașina, e tot o judecată. Și dacă faci infarct, e tot o judecată. Și dacă te calcă trenul, e tot o judecată. Și dacă te spânzui, e tot o judecată. Și dacă te sinucizi cu pastile, e tot o judecată. Așa vrea Dumnezeu din sufletul tău. Iar după moartea pe care ai trăit-o și ai suferit-o, îți dai seama cât de credincios ai fost. Mi-a plăcut odată o expresie televizată când a spus, s-a dus să cânte cu îngerii. Dacă ați ști voi pe ce fel de țambal cântă îngerii, n-am mai glumit cu cuvintele dumnezeiești. Acolo nu se face concert de muzică ușoară și Eurovision. Acolo este plângerea și scrâșnirea dinților. 1. În clipa în care te simți creștin adevărat, moartea trebuie să o primești, după cuvintele Apostolului Pavel, ca un somn. Iar înfricoșata judecată trebuie să o privești ca pe o întâlnire cu Hristos în toată măreția și slava Lui. Când a venit la Iordan, a venit zmerit ca un om și a primit botez de la Hristos, de la Ioan. Ce a spus Ioan atunci despre dânsul? Era singurul care îl vedea cine este cel din fața lui. Iată mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii. Cum l-a văzut Ioan? L-a văzut cu inima, cu mintea și cu sufletul. Vedeți, deodată avem revelația în față, peste care vei vedea Duhul Sfânt pogorându-se în chip ca de porumbel, acela este. De ce n-a spus la plural? Peste care veți vedea
pogorându-se Duhul Sfânt, acela este. Adică mai mulți să vadă, nu aveau trăirea. Deci ați înțeles? Noi suntem lipsiți de vederea duhovnicească datorită mărunțimii noastre sufletești. Să nu crezi că o babă care se roagă sau postește, dacă nu vede cerul deschis, nu intră în rai. Nu, nu se cere asta. Asta era măsura lui Ioan. Deci sunt măsuri, fiecare în rândul treptei sale, apostolul Pavel, stea de stea se deosebește în slava sa. Atâta i s-a descoperit lui Ioan, să vadă cerul deschis și Duhul Sfânt în chip ca de porumbel și pe Hristos în adevărata strălucire. Dar de data aceasta, ce face Hristos? De data aceasta, fiind stăpânul a tot ce s-a creat, care împreună cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, deci de fapt este creator împreună cu Tatăl, pentru că așa spune psalmistul, cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu Duhul gurii lui puterea lor, deci împreună lucrare. Dar ce descoperim aici? Nu mai descoperim un Hristos care vine în chip smerit, ci vine în chip desăvârșit, pentru că El a ascultat de Tatăl și și-a demonstrat valoarea ascultării și supunerei totale față de porunca lui Dumnezeu. Îl vedem pe norii cerului, îl vedem cu slavă multă, îl vedem înconjurat de cete și mii de îngeri și înconjurat de tronurile sfinților. Deci iată pe cine vedem. Pe împăratul. Și de unde știm că e împărat? Știm dintr-un singur lucru, din parabola de săptămâna trecută. Fiul lui risipitor i-a dat în mână inel, deci pe cetea puterii. Cu ce sigilau împărații înainte când semnau documente domnești? Puneau sigiliu care era un inel ce stătea veșnic pe degetul lui. Nu stătea în cancelare să pună și doamna, și boierul, și spătarul, și hatmanul. Era în degetul domnitorului. Deci ăla era simbolul împărăției, al puterii. Deci iată-l pe împărat venind cu putere și cu slavă multă. Și spune frumos în Evanghelie, desparte răii de buni ca oile de capre, păstorul. Vedeți, folosește termenul zootehnic. De ce? Ca să ne arate nou pe înțelesul tuturor că oaia folosește la casa omului și capra câteodată nu folosește. De ce? Pe lângă binele care îl face, strică mult. Dar nu ăsta e motivul. Motivul este altul. Blândețea mielului și a oii este tocmai tăcerea și smerenia creștinului. Ai văzut, când te uiți la ea, e nevinovată. Rugă-mă, paște, dă lapte, aleargă, umblă, n-are ce treabă. Paște frunză, paște iarbă. Capra strică, să suie și pe casă, și pe gar, și prin pom, și prin grădină, și prin copaci. Și unde vrei, acolo o găsești. Așa e și omul năstrușnic. Umblă unde vrea el, face orice trăsnaie. Pe lângă faptul că par ghidușii, par și stricăciuni. Dar ale omului stricăciuni nu se compară cu ale caprei, ci a fost așa un fel de alegere alegorică. Pentru că, de fapt, în Evanghelie, termenul acela de capre vine de la țapul ispășitor a Vechiului Testament, are altă trebușoară. Deci în momentul în care ești vinovat trebuie să tragi pedeapsa și să vedem pe cine pică sorții. Și iaca ce frumos spune, Tatăl a dat toată judecata Fiului. De ce? Pentru că Fiul a trăit cu noi. Fiul a mâncat ca noi, a flămânzit ca noi, a băut ca noi, a dormit ca noi, a trăit ca noi, a plâns ca noi, s-a rugat ca noi, a suferit ca noi, a mers ca noi, s-a născut ca noi. Deci El fiind om, știe ce poate un om. Fiind Dumnezeu, știe și ce poate oamenii pe care i-a creat. Care oglinda Fiului Său, toată judecata a dat-o Fiului. Și în momentul în care a dat judecata, v-am spus, apare icoana binelui și icoana răului. Și ne întoarcem unde suntem noi acum, că noi vorbeam de moarte. Îi vine omului timpul să moară, da? Și spune că unii sar din pat, alții zbiară, alții urlă, alții se temă, alții se înfricoșează, alții se îngrozesc, alții văd semne, alții văd morți, vorbesc cu duhuri. De la ce vin toate acestea? De la ceea ce este înăuntru nostru. Să bat cele două lumi, cea văzută cu cea nevăzută. Vine moartea cu imaginea sacra ei,
așa cum o vedem prin picturi, cum o vede și Sfântul Sisoi, un fel de schelet cu coasă. Asta e în concepția picturală a ermineuticii. Dar moartea este o stare și o lege care se supune strict voii lui Dumnezeu. Trece, te mângâie, te îndeamnă, te cheamă, te prevestește. Ce spuneau uneori unii oameni? Simt fiorul morții. Cum simțea fiorul morții? Cu frică sau cu demnitate? Dacă ne gândim la strămoșii noștri care mureau pe câmpurile de luptă, fii sigur că era vorba de demnitate. Dar dacă ne gândim la ziua modernă, când iei paralizatul și îl duci în neurochirurgie și îi pui 50 de perfuzii și mituiești 50 de doctori să-i mai lungească viața cu o zi și ăla nici nu moare, nici nu trăiește, creierul îi mor de mult, intubatul respiră forțat, perfuzia îi mai ține inima în bătaie, el este de fapt ce? Un fel de batjocură a dracilor pe undeva. De ce lucrul ăsta? Pentru că a vrut omul să arate mai deștept ca Dumnezeu. N-a știut Dumnezeu câte zile să-i pună la om. Știe știința. Și s-a dovedit că unde este vorba de mântuire s-au curățat, adică unde e vorba de moarte, și unde este vorba de viață, s-a demonstrat că viața și-a sensul firesc al lucrurilor. De ce se spune? Păi câte zile a stat în com? Atâta. Lasă-l că moare. De ce? Sunt niște lucruri care țin de normalul, natural și spiritual al lucrurilor. Nu poți ține sufletul cu sila în corp. Dar, în schimb, urmărești ce? Imaginile. Că de aici am plecat când am început predica. Urletul, disperarea, zberetul, deznădejdea, vinderea caselor, vinderea averilor, autodistrugerea, autodărâmarea. Ați văzut ce înseamnă un părinte, o mamă, un frate, un sor, un soț, o soție, când este cineva bolnav? Nu mai știu cum să manifeste, adică caută tot paraimposibilul. Da, este o întrebare mai logică. Dacă ții atât de mult la viață și o iubești cu adevărat atât de mult, că s-ar putea mâine mie să-mi plesnească un vas în cap, să mă zvârcolesc ca un verme. Dacă sunt zile de la Dumnezeu, treci peste eveniment, dacă nu, nu mai treci. Dar tu, cum trebuie să fii pregătit? În momentul în care ai în față muribundul, tu trebuie să te gândești la trei lucruri deodată. E spovedit? Da, e bine. E împărtășit? Da, e bine. E credincios? Da, e bine. E împăcat cu Dumnezeu? Da, e bine. Și-a împăcat cugetul și conștiința din faptele vieții? Da, e bine. Slobozește-l, Doamne, sănătos. Și acel om, acolo în sicriul lui, moare liniștit și pleacă liniștit. De ce? Pentru că și-a așezat covorul vieții de bunăvoie și nesilit de nimeni. Deci el n-a avut nevoie ca să vin eu să-i aprind lumânări sau să-i împart un colăcel de pomană. Bine, lucruri care țin de parastasul și rânduiala mortului, dar mă refer că unii se ancorează în aceste mărunțișuri și întreabă, părinte, dar dacă i-am făcut toate pomenirile, îl ajută cu ceva? Păi zic, nu știu cât îl ajută, depinde cât de credincios a fost. Adică eu îi dau răspunsul indirect că e puțin dureros. Dar nu pot să-i spun că dintr-un fumător și un bețiv mort cu sticla în gură la crâșmă, ca în loc de biberon, tu vrei să-l pui în rând cu Sfântul Nicolae, să avem pardon. Și atunci, ce învățăm? Că dincolo de viața de mormânt, sunt și acolo două lumi, una bună și una rea. Și a murit săracul Lazar și s-a dus în rai, în sânul lui Avram. Și ce i-a spus cândva Avram bogatului, care tânjea după binele lui Lazar? Și a zis, Doamne, trimite pe prietenul meu Lazar să moaie degetul în apă, să-mi dea un strop, că rău mă perperesc. Adu-ți aminte că toate cele bune le-ai luat în viață. Deci vezi ce frumos? Răspunsul e clar. Băi, ai mâncat și ai băut și te-ai distrat? Plătește. E ca la crâșmă.
După ce a trecut nunta, pui darul pe masă. În momentul în care a murit bogatul, spune scurt, și-a luat sufletul lui și l-a dus în flăcările iadului. Deci ce descoperim în lumea de dincolo? Necaz și bucurie. Liniște și neliniște. Durere și veselie. Sau pace și, cum spune acolo, nici durere, nici întristare, nici suspin. Și acum eu mă întreb, ce face sufletul prima dată când iese din om? Să uită în ce hoit a stat, așa spun învățăturile bisericii noastre ortodoxe. 3 zile verifică și cu 3 ore pământul, cu memoria, cu imaginația, cu gândirea, cu tot ce am făcut noi. E o aducere a mintea conștiinței inteligibile și raționale. În următoarele 6 zile, și Dumnezeu, când ți-a întinde El o capcană și te-a ironizat, ții minte în vecii vecilor, putea Dumnezeu să facă în felul următor. Când mori, să ajungi ori în rai, ori în iad și să se termine totul. Dar nu! Are Dumnezeu o școală a Lui. E ca la sport. Medalia de aur sau cupa stă într-un dulap ascunsă, întâi alergi tu bine, câștigi jocul și pe urmă iei cununa. După aia e bucuria. Așa face și Dumnezeu. După ce l-a văzut pe suflet că s-a liberat de trup și a ieșit din lumea trecătoare, îi pune în față ce? 6 zile frumusețile raiului. Cu ce scop? Să vadă câte daruri minunate putea câștiga omul în anii lui pământești de viață, dacă s-ar fi străduit un pic. O spovedanie, un post, o rugăciune, o biserică, o metanie, o faptă bună, o fugă de păcat și așa mai departe. Și după ce le vede bine, spune mai departe Grigore de Nisa, să bucură sufletul și să veselește și e fericit. Dar îngerul păzitor lângă el știți ce îi spune? Spune asta în Catisma 17, nu vă spun de la mine. Totdeauna stihul ăla mi-i drag. Râuri de lacrimi au vărsat ochii mei când am păzit legea ta. Dar unde? Nu pe pământ. Nu, aici nu varsă nimeni nicio găleată. Dincolo. Pentru că îngerul se apropie de urechea păcătosului și îi spune așa, nu te bucura că nu sunt ale tale. Nu te bucura că nu-s pentru tine. Spune că sufletul deodată se întristează și nu îți dai seama ce, cum să vă spun, n-avem cuvinte să vorbim de durerea spirituală. Nu-i ca durerea asta că ți-am dat cu ciocanul peste deget, îl bagi și îl sugi în gură. N-are nicio treabă, e cu totul altă durere. Și apoi pe înger îl ia spaima. Și îi spune, lasă frate, mila lui Dumnezeu e mare, dar de unde mila lui Dumnezeu? Cu un leu de pomană, n-ai dat o pâine, n-ai dat o metanie, n-ai făcut despovedire, nu te-ai despovedit de împărtășit, te-ai împărtășit. Milă voiesc și nu jertfă, milă ai făcut, milă găsești, dar cum nu prea facem milă cu noi, dar păi cu alții, nu prea ai ce să găsești. Deci găsești în urmă praf și deșertăciune, că așa a spus Eclesiastul, deșertăciunea deșertăciunilor toate sunt deșertăciune. Adică, oricât ai trăit și 1000 de ani, și ca Solomon, și ca Mahomet, și ca padișahii Persei, și ca toți, tot în groapă te duci. Că așa spune, unii bogat, unii împărat, unii sărac, soasă, goale și țărână. În momentul în care ai văzut asta și s-a terminat filmul, 30 de zile, fără să te atingi de ele, mergi și vezi muncile iadului. De ce am ținut eu azi la înfricoșata judecată să vă prezint povestea asta cu muncile iadului? Nu ca o spaimă, ca un bau-bau, să mergeți acasă și să spuneți, băi, popa ăla nebunit, nu m-a băgat spaima în noi, trebuie să-mi iau distonocal când mă culc. Nu! N-are nicio treabă! Iadul este răsplata răului și ține 30 de zile vizita sufletului în rai. De ce? Pentru că e mai mult rău pe pământ decât bine. Deci înțelegeți, asta e durerea cea mare. Că de-aia ne punem noi veșnic întrebarea. Dar dacă Dumnezeu e bun, de ce permite cei tari să-i omoare pe cei slabi? Dar dacă Dumnezeu e bun, de ce permite la unii să moară de sătui și alții să moară de foame? Dar de ce Dumnezeu, dacă e bun, pe unii îi lasă să chinuie și pe unii îi lasă să bucure? Îi lasă după faptele și voința lor. Nu intervine în liberul arbitru. Acesta e răspunsul. Și atunci Dumnezeu, îngrozit de răutatea noastră și de nebunelile Fiului Risipitor, lumea pierdută, care a alergat după porci și după roșcove,
a creat un iad pe măsură. După fiecare patimă, curvie, beție, fumat, înjurat, furat, făgăduit strâmb, mărturisit strâmb, făcut rău, zavisnic, mândru, prost, orgolios și tot ce vrei, vă 24 de vânt. După ce a pus toate treptele astea ale chinurilor iadului, de-abia te cheamă la fața lui Dumnezeu. Vă închipuiți când tu știi cam ce a ascuns în urmă? Fiecare își... Vă dau o pildă, dacă am fi puși fiecare din noi care suntem de față la detectorul de minciuni, aici pe pământ, numai cât spune monitorul ăla pe mână și deja ai o emoție, băi, oare cum o să iasă taradaica aia, iasă bine sau rău, că uneori poate să iasă rău doar de faptul că ai emoții, poți să chiar nevinovat fiind, dar e o invenție omenească care te înspăimântă, dar cu cât mai mult... Această lucrare de proces de conștiință a lui Dumnezeu, care aia nu te înșală cu nicio clipă, că e varga lui Dumnezeu, întocmai conștiința. Și atunci când să se pun faptele în față și tu te vezi în fața iadului cu dracii aia înfricoșați despre care spune Sfântul Ioan Maximovici că munca iadului nu-i grea numai pentru că te chinuie dracii, are un substrat în ea. Știți în ce constă gravitatea muncii iadului? Că dracii vor fi munciți de Dumnezeu pentru faptul că ne-au ispitit pe noi. Deci odată, că dracii acum nu se muncesc de la înfricoșata judecată, îți vor munci ca și noi creștinii care nu merităm raiul. Dar va fi înfricoșat că Dumnezeu va dezlega pe dracii, dracul stă legat acum de la înviere, are lanțuri la chicioare și doar aleargă ca leu, așa, să vadă pe cine mai poate prosti, că toți avem arma crucii împotriva diavolului, dar nu toți o folosim. Și ce face? După ce îi dezleagă pe draci la înfricoșata judecată, să-i muncească pe creștinii care i-au chinuit și ei la rândul lor pe draci și i-au făcut să scrie atâta, să întindă pielea pe burtă și să treacă răvașe cu păcate. Și atunci începe o muncă reciprocă. Dracii de ciudă, că au de suferit din cauza noastră, ne chinuie mai aman pe noi. E spus al lui Ioan Maximovici, nu e aia și e sfânt. De ce vă spun lucrul ăsta? După ce te aduce în fața lui Dumnezeu și îți spune iad sau rai, așa ești la înfricoșata judecată când va fi pentru toți la oaltă, buni sau răi, vă știu sau nu vă știu, de-abia de atunci este cel mai greu pentru acel suflet care ajunge pe mâna diavolului sau pentru binele celui care ajunge pe mâna lui Dumnezeu. Și cineva întreba odată, oare plictisesc sfinții în rai? N-au cum să se plictisească. Numai când se gândesc sfinții la mila lui Dumnezeu, cât de mare este că i-a putut ierta și s-au putut mântui, niciodată nu s-o opresc din lauda lui Dumnezeu. Dar pentru păcătoși în iad nici atât nu este plictisală, pentru că în momentul când se gândesc că ăsta e vermele neadormit, că nu vor mai vedea niciodată fața lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu și lumina înțelepciunii lui și a lucrării lui, pentru ei începe cu tremurul, că așa spune că iadul s-a cutremurat. De ce s-a cutremurat? Că a văzut mila lui Dumnezeu. Ăștia se cutremură că nu o mai văd. Deci, vedeți? E ca o reacție chimică care e reversibilă și înainte și înapoi. Deci îți poate fi și ca o ocară, îți poate fi și ca o spaimă. Deci de aceea înfricoșata judecată pune accent pe chestiunea morală. Deci nu e înfricoșată judecata că vai de mine să vedem noi 10 fulgere deodată sau 10 luni sau 10 sori. Nu! E înfricoșat, vă dam exemplu altă dată, că deja mi-a expirat timpul, E înfricoșat că doi prieteni care stau pe o bancă și să cred cei mai buni și mai fideli vor descoperi la judecată cât de dușmani erau unul celuilalt, pentru că niciunul nu-și dezvăluia sincer cugetul față de semnul lui, că de fapt îl invidia, îl ura, îi purta pică, îi purta pismă. De ce? Pentru că nu-l suferea, că asta e dracu, dezvină. Și atunci, alea ți se pun toate în față, așa spune, până și gândurile cele ascunse, până și cele mai mici intenții, până și cele mai mici gânduri rele pe care le-ai avut și alea ți se pună în față. Aici e înfricoșarea judecății. În restul e totul normal. Pentru că în ce constă înfricoșarea judecății? N-ai să vezi pe Dumnezeu că aduce avocață lui un braț de dosare, să arate ție câte articole din lege ai greșit. Nu! Fie că strălucești ca soarele, că așa spune, sfinții vor străluci ca soarele.
Sau fie că ești întunecat ca diavolul și atunci dacă s-ameni cu Dumnezeu pe care l-ai slujit, categoric ești din altă tagmă. Deci, ce vreau eu în concluzie să înțelegeți? Că a sta flămând, a sta însetat, a sta gol, a sta dezbrăcat, a sta bolnav pentru Dumnezeu înseamnă a-L îmbrăca pe Dumnezeu, a-L tămădui pe Dumnezeu, a-L cerceta pe Dumnezeu, a-L adăpa pe Dumnezeu, pentru că, de fapt, ceea ce vorbește în faptele milei sufletești, despre care este vorba aici, să adapți, să hrănești, să îmbraci, să cercetezi, sunt, de fapt, ce? Să te îmbraci pe tine în haina botezului, să nu mergi gol în fața lui Dumnezeu, să nu mergi însetat, să mergi sătul de Dumnezeu și adăpat. Sufletul meu este o cântare care se cântă la Pentecostar pe la jumătatea înjumătățirii praznicului și spune așa: sufletul cel însetat să vină la mine și să bea din apele bunei credințe. Nu țin mai mult minte din tropar, dar asta am în minte. Deci înseamnă a-L căuta pe Dumnezeu și a-ți adăpa sufletul cu atâta Dumnezeu încât niciodată să nu înseteze. Că dacă sufletul tău a băut suficientă rugăciune și trăire, nici Dumnezeu nu-i însetat. Că așa spune: însetat este sufletul meu de tine, Doamne, precum cerbul de izvorul apelor. Spune psalmistul în Duhul Sfânt. A sta în temniță înseamnă a sta legat de patim și în lanțurile păcatelor, că spune Apostolul Pavel, adevărul te face liber. A fi bolnav înseamnă a fi nebun, sectar, eretic, sărit de pe fix, cum au strâmbat dreapta credință și s-au dus la tot felul de învățături bolnave. Și asta înseamnă, dar pentru noi ortodoxi, noi avem o boală noastră. Ateismul, necredința și îndoiala. Să n-aveți treabă că avem noi ceva cu penticostali, hoviștii, baptiștii sau alte secte. Doamne ferește! Noi avem cei trei dușmani ai noștri. Ateismul, și nu suntem atei că nu credem în Dumnezeu. Suntem atei că ni lene să citim în cartea de rugăciune care o avem acasă în poliță. Nu suntem necredincioși că noi nu știm că este Dumnezeu. Dar las că ăla-i fraier, să mai aștepte, mă, am altceva prioritate. Și ultima este îndoiala. Dar oare e așa? Nu, nu e așa. E cum știi tu, dar o vedea dincolo. Deci asta trebuie să concretizăm. Că dincolo nu-i cum vrei tu, ci cum scrie. Mi-a spus într-o zi cineva, zice: ei, și când o să vadă Dumnezeu atâta lume la judecată, cum chiar o să aibă inimă să-i trimită în iad? Nu, zic, o să schimbe pancarda de la iad și o să scrie rai. Adică, cum să vă explic, în mintea noastră rațională, noi trebuie să-L convingem pe Dumnezeu ca la meeting, trebuie să-și schimbe opinia după cum rădică prostul mâna. Nu este adevărat. Hristos s-a suit în lumina